Administrația locală din Budești investește în educație. Două proiecte importante se află în etapa de recepție finală, astfel încât toți elevii din Budești să beneficieze de cele mai bune condiții la începutul noului an școlar. Este vorba despre reabilitarea și modernizarea școlii gimnaziale din localitate și despre construcția clădirii pentru o nouă grădiniță. Școala cu gimnazială Budești 5-8, o școală care a fost în proces de extindere, modernizare, reabilitare și dotare. Urmează ca în săptămânile viitoare să efectuăm recepția finală a acestei investiții. Va fi dotată cu echipamente, cu table inteligente, adică tot ceea ce înseamnă cu calculatoare noi, totul va fi nou, inclusiv mobilierul. Potrivit primarului, noua grădiniță va avea program prelungit, fiind prima de acest fel din localitate. Dorința mea este că la începutul anului școlar, în luna septembrie, această grădiniță să fie deja transformată și utilată pentru o grădiniță cu program prelungit, pentru că sunt foarte multe solicitări din partea cetățenilor. De asemenea, în noua clădire va fi amenajat un cabinet stomatologic, iar toți cei cu vârste până în 18 ani de pe raza Comunei Budești pot beneficia de consultații stomatologice gratuite, spune primarul Ion Vlădulescu. Suntem în proces de pregătire a unui cabinet stomatologic medical, care va fi într-una din clasele grădiniței cu program prelungit Budești, va funcționa pentru toți elevii, toți copiii până în 18 ani, indiferent dacă frecventează cursurile la școala Budești sau nu, vor beneficia de asistență stomatologică gratuită. În momentul de față, cabinetul este în curs de autorizare, iar administrația locală din Budești speră ca la începutul noului an școlar acesta să fie dat în folosință. Toate unitățile de învățământ de pe raza comunei au fost modernizate, dotate cu încălzire centrală și grupuri sanitare în ultimii ani.